Medicii de familie care își practică profesia în mediul rural vor să fie și ei incluși în sistemul de asistență medicală prespitalicească. Mulți bolnavi de la țară care nu sunt asigurați și nu plătesc impozit la Fondul Unic al Asigurărilor de Sănătate cheamă ambulanța în loc să apeleze la medicul de la sat, chiar dacă afecțiunea de care suferă este una minoră. Intervenția doctorului trebuie plătită, iar salvarea nu costă nimic. Din păcate, noi am fost excluși acum în lumina noilor acte normative din acest sistem, preferându-se acordarea asistenței medicale prin Serviciul Județean de Ambulanță. Ceea ce este mult mai costisitor, un drum al salvării de la centru la pacientul din localitățile rurale costă mult mai mult decât ar costa un serviciu acordat de medicul de familie. Am rugat cetățenii să nu facă asemenea solicitări abuzive, să fim chemați pentru niște simptomatologii minore, deoarece în momentul când noi ne deplasăm la domiciliul acestora, în acele momente, în altă parte, poate fi un accident mai grav sau un copil sau un bolnav care să aibă într-adevăr nevoie de intervenția noastră medicală. Pe de altă parte, neasigurații ar avea la dispoziție centrele de permanență, însă acestea devin accesibile în măsura în care se află în apropierea locuințelor. La centrul de permanență Vânjumare vin atât asigurați cât și neasigurați, vin cu probleme minore, cu probleme majore și în funcție de bolile pe care le au, noi triem. Ce este de competența noastră îi rezolvăm aici, ceea ce nu e de competența noastră și sunt cazuri foarte grave, chemăm salvarea și îi trimitem la Drobeta Turnul Severin. Medicii de familie de la sate vor să înainteze Casei de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății propunerea ca asistența medicală acordată în caz de urgență pentru cazurile care țin de competența lor să fie inclusă în actele normative și chiar în contractul cadru.